Doamnelor, domnilor, sunt Victoria Conea și vă prezint buletinul de știri. Aveți grijă cu cine vă asociați în afacere, colaborați sau în cine aveți încredere. Această atenționare este din partea unei femei din satul Sofia, care cu 18 ani în urmă, cu întreaga familie și-a inițiat propria afacere în parteneriat cu un amic. La ziua de astăzi însă femeia a rămas fără nimic. Care este cauza, dar și altele la tema aflați de la Drochie TV. Un agent economic din satul Sofia, raionul Drochi, a rămas fără afacere. Este vorba despre familia Obrijanu, care a inițiat o afacere împreună cu un amic. Astfel, businessul era deținut în parteneriat între ambii prieteni, 50-50. După decesul soțului cu 3 ani în urmă, prietenul de familie le-a preluat afacerea. Mai bine de 3 ani, Aurelia Obrijanu bate pragurile instanțelor pentru a-i fi întoarsă afacerea, însă fără succes. Avem deschis o afacere din anul 2002. Soțul împreună cu prietenul au hotărât să deschidă o afacere aici în Moldova, anume cu producerea și creșterea merelor. Soțul se ocupa de plantarea livezii, curățirea pomelor, de toate lucrările care erau, stropiri, irigare, de tot ce era legat în... la întreprinderi. Din spusele doamnei Obrijanu, partenerul de afacere a creat intenționat datorii în favoarea sa pentru a-i prelua afacerea. Pe parcursul la acești ani, el ne-a creat datorii de 1.700.000 și în toamna anului 2017, mai exact pe 3 noiembrie, s-a adresat la judecătoria Drochia cu cererea încasarea datoriei de la întreprinderea la care suntem noi, familia noastră, 50% acționari. Pentru a stopa ilegalitățile comise și nu a permite înstrăinarea bunurilor de către partener, femeia s-a adresat în instanță, însă cererea ei a fost respinsă. M-am adresat și la Procuratura Chișinău Generală și la Procuratura Drochia. Și la CNA Chișinău, la CNA Bălți, adică m-am adresat peste tot, dar în urma inacțiunii judecătorești, administratorul a reușit să preia afacerea și să o înstrăineze la persoane terțe. Noi am aflat de acest lucru abia pe 15 iulie 2020. M-am adresat la CNA Chișinău, anume pe faptul preluării afacerii. Urmează să demonstrăm că toți acești bani care administratorul ne-a acordat ca împrumut financiar, să demonstrăm că aceștia sunt banii din vânzări nefacturate și din arenda camerelor care n-au ajuns pe contul întreprinderii, n-au fost contabilizați. Familia Obrijanu a inițiat afacerea cu 18 ani în urmă. În toți acești ani au fost plantate 50 de hectare de pomi de măr și construit un frigider cu capacitatea de păstrare a circa 15 tone de fructe. Au muncit mult împreună cu toată familia. După decesul soțului Ilie, care a fost răpus de maladie de cancer, partenerul de afacere, care pe parcursul anilor de activitate a întreprinderii nu a depus niciun efort fizic, a preluat toată afacerea. Aurelia Obrijanu se întreabă cât de corectă este justiția în Republica Moldova. Instanțele judecătorești din Drochia și Bălți nu au răspuns la telefon pentru a oferi explicații pe cazul dat. Nu cred eu în justiția noastră. Niciodată nu cred. Tot să mă ieși. Corupție iese și așa și. Păi nu s-a schimbat de acolo din nou. Referitor la justiție, din cauza corupției în Republica Moldova, foarte mult suferă poporul. Justiția lasă de dorit. Eu думаю, що корупція є, вона була і буде. O soroceancă cu vârsta de doar 19 ani a fost reținută recent de către oamenii legii, fiind suspectată de trafic de copii. Ce riscă aceasta, dar și altele la tema aflați de la SOR TV.
O soroceancă în vârstă de 19 ani a fost reținută recent de poliție, fiind suspectată de trafic de copii. În urma investigațiilor efectuate, ofițerii Centrului pentru Combaterea Traficului de Persoane al Inspectoratului Național de Investigații, în colaborare cu Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, au stabilit că pe parcursul anilor 2017-2018, bănuită, urmărind scopul exploatării sexuale comerciale și profitând de poziția de vulnerabilitate, a recrutat două minore și o tânără din raionul Soroca. Fetele erau cazate în apartamente din orașul Chișinău pentru a presta servicii contra plată. În acest caz a fost inițiată o cauză penală pe faptul comiterii infracțiunii de trafic de copii. Suspecta a fost reținută pe un termen de 72 de ore, iar ulterior plasată în arest la domiciliu pentru o perioadă de 30 de zile. Dacă va fi dovedită vinovăția, aceasta riscă o pedeapsă cu închisoare de la 15 la 20 de ani. Forțele de ordine continuă măsurile speciale de investigații, într-o stabilire a tuturor circumstanțelor și a altor persoane implicate în acest caz. Una din problemele majore cu care se confruntă Republica Moldova este migrația. Din cauza acestui fenomen se destramă mai multe cupluri, iar de suferit cel mai mult au copiii. Alba TV vine cu mai multe detalii. Migrația este una dintre cele mai dureroase probleme cu care se confruntă în prezent Republica Moldova. Din cauza acestui fenomen, multe cupluri se destramă, iar copiii suferă, deoarece le lipsește căldura părintească și dragostea. Mai mulți locuitori din Isporeni au spus că plecarea unuia dintre soți peste hotare, mai ales pentru o perioadă îndelungată, duce la răcirea relațiilor de cuplu. Astfel, acest factor poate distruge uneori chiar și cele mai fericite familii. Drumurile s-au deschis, lumea pleacă peste hotare, soțiile s-duse, ori soții rămas acasă, acasă se întâmplă greutăți. Așa se duc și cu oamenii și se divorțează, soțul într-o parte, soții altă parte, copiii se distramă de părinți și asta e neînțelepciunea în familie. Și asta cred că e cel mai rău. Este probleme ori și în familie. Când mai cedăm unul, când mai cedăm altul și mergem înainte. Ar trebui să fie înțelegere, răbdare și asta cred că dacă ai răbdare, ai înțelegere, ai o leacă de respect unul față de altul, cred că este a toate să normalizează și mergem înainte. Nu le mai place unul de altul. Sunt îndrăgostească altele mai frumoase și nici. Bărbații și femeile în invers. În legătură cu imigrația, la noi s-a străcat majoritatea familiilor. Dar ele sunt mai multe motive. Dumneavoastră de câți ani sunteți căsătorit cu soția dumneavoastră? Numai de 40 și ceva de ani. Ca în oricare familie, sunt și neînțelegeri, dar mai sunt care trebuie să ai răbdare. Noi suntem viața, așa e construită viața. Să mai avem răbdare. Nu? Cu răbdarea trece marea. Noi înțelegerea. Noi e încrederea. Asta e prima cauză. Cum pleacă psihotare, cum se disparte lumea. Eu am fost căsătorită, am 9 ani. Am a doua căsătorie. Prima 11 și a doua 9. O decedat soțul. Asta e pricina. Cred că financiar, neajunsurile de bani. Totdeauna banii nu se ajung și dacă nu-s banii, se începe toate problemele. Cred că dusul este peste graniță și se încep toate problemele. Acolo e mai bine, lumea se duce unde trăiește mai bine. Mai plecăm capul, eu sunt profesoară și știți, ca și copii, trebuie să ai așa niște explicații ca să înțeleagă că așa ceva nu e corect. Peste graniță eu n-am fost, n-am plecat, nu m-am decis să crească copiii mari, acum au crescut. Și-au plecat ei și eu să acasă. M-a ținut munca, școala, în alt fel, cred că nu stăteam. Și psihologia afirmă că munca peste hotare a unuia dintre soți este o adevărată provocare pentru familie. În asemenea caz, sentimentele pot dispărea, iar relația dintre soți se va reduce la necesitatea asigurării materiale, nimic mai mult. Pe lângă aceasta, mai există un șir de motive care stau la baza destrămării unor familii, susțin specialiștii. Principalele motive care sunt invocate deseori în cauzele de divorț sunt infidelitatea,
violența de toate tipurile, precum violență fizică, sexuală și psihică. Lipsa de comunicare, motive financiare adeseori sunt invocate, cât și implicarea în relația de căsătorie a rudelor, prietenilor sau a celor cunoscuți. De obicei, partenerii care fac acest pas de desfacere a căsătoriei invocă anumite schimbări în cuplu, cum ar fi cearta frecventă, deseori în familie este un conflict continuu care este deseori zilnic și chiar de mai multe ori pe zi. Dependențele, și aici putem specifica dependența de alcool, dependența de droguri, jocuri de noroc și mai nou dependența de tehnologie informaționale. În urma divorțurilor, cel mai mult suferă copiii. Potrivit psihologilor, destrămarea familiilor afectează starea emoțională a minorilor. Astfel, aceștia se simt stresați, retrași și confuzi. Un real ajutor ca părinții să gândească deseori la starea emoțională a copiilor și să explice împreună sau separat care sunt motivele divorțului, dar în așa fel încât ca să nu denigreze acel antepărinte sau să vorbească negativ despre el, să nu încerce să atragă copilul de partea sa și să îi permită să-l viziteze sau să aibă parte de acel antepărinte, să nu se certe în fața copilului. Ceea ce se întâmplă foarte des, copilul este în mijlocul conflictului, el nu înțelege că un părinte este bun sau rău, respectiv este un pic dezorientat. Așa. Ar fi bine ca să-i se asigure starea de emoțională, psihoemoțională și să se aibă grijă să fie într-un confort. Totuși, în raionul Nisporeni, situația cu privire la divorțuri este mai bună comparativ cu celelalte localități din țară. Astfel, în primele 3 luni ale anului curent și-au spus adio 14 cupluri, cu 12 mai puține față de aceeași perioadă a anului 2019. Totodată, numărul căsătoriilor este în creștere la Nisporeni. Datele statistice arată că în primul trimestru al acestui an 63 de cupluri din Nisporeni și-au unit destinele. Cifra este mai mare, cu 2 căsătorii, decât în perioada similară a anului trecut. Evoluția proceselor demografice în luna ianuarie-martie 2020 față de perioada corespunzătoare a anului precedent este în diminuare la compartimentul divorțuri. Este cu minus 46,2%, mai puțin. Astăzi este minus 12 persoane. La compartimentul căsătorii este plus 2 persoane. Este în creștere față de perioada corespunzătoare anul precedent. Ajungem la și echis, căsătoresc psihotare de acum, nu mai au nevoie să vie în Moldova ca să legalizeze. Specialiștii susțin că aceste date au fost influențate în mare măsură de pandemia COVID-19. Astfel, o mare parte din cupluri nu s-au grăbit să se căsătorească sau să divorțeze, ci mai degrabă au așteptat să fie depășită situația epidemiologică din țară. Diminuarea aceasta la acest capitol a fost influențată de situația epidemiologică care a fost decretată de luna martie. Anul trecut, 318 cupluri din Nisporeni și-au jurat iubire veșnică, cifra fiind mai mică decât în 2018, cu 62 de căsătorii. Și numărul divorțurilor s-a redus în jumătate în anul 2019 față de anul precedent. Astfel, anul trecut, în raionul Nisporeni au divorțat 44 de cupluri, cu 51 mai puține comparativ cu anul 2018. Statistica arată că bărbații preferă să se însoare în medie la vârsta de 27 de ani, iar femeile să se mărite la 24 de ani. De asemenea, potrivit Biroului Național de Statistică, durata medie a unei căsătorii este de 11 ani. De obicei, vârsta bărbaților care decid să divorțeze este de 34 de ani, iar a femeilor de 30. 7 modele de desfășurare a studiilor în anul școlar 2020-2021 au fost elaborate de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării din Republica Moldova. Astfel, fiecare instituție de învățământ din țară ar trebui să aleagă una sau câteva metode potrivite de desfășurare a studiilor de la începutul acestui an școlar. Care sunt modelele evidențiate de către Raionul Drochia, aflați în reportajul următor.
Ministerul Educației, Culturii și Cercetării din Republica Moldova a elaborat 7 modele de desfășurare a studiilor în anul școlar 2020-2021. Aceste 7 modele vor fi supuse consultărilor publice, iar directorii de școli vor vorbi cu profesorii și părinții și vor decide care metodă este cea mai bună pentru școală, a relatat ministrul Educației Igor Șarov. Modelul 1 presupune prezența fizică a 100% la școală, modelul 2 învățarea în două schimburi, modelul 3, învățarea combinată, modelul 4, învățarea de tip hibrid, pe grupe, zilnic, modelul 5, învățarea alternantă, săptămânal, modelul 6, învățarea la distanță, inclusiv online, și modelul 7, învățarea mixtă. Fiecare din modelele ilustrate urmează să fie analizate și adaptate în funcție de specificul comunității și coordonate cu organele locale de specialitate în domeniul învățământului. Șeful Direcției Învățământ Tineret și Sport din Raionul Druchi a analizat împreună cu cadrele didactice din instituțiile de învățământ din raion cele 7 modele propuse spre desfășurarea studiilor de la 1 septembrie și a evidențiat câteva metode potrivite. În Raionul Druchi ne oprim la 3 modele, aș zice, din acele 7, adică se preved unul din cele mai optimiste modele, adică să acceptăm modelul 1 în majoritatea școlilor. Modelul 2 este studiat și discutat, am anunțit, de instituțiile mari, și anume instituțiile din oraș și gimnaziu Sofia, gimnaziu Șuri, care au mai mulți, un număr mai mare de 300 de copii. Nu este exclus ca să împărțim clasa în două grupuri. Un grup își pleacă orele în auditorii, iar restul online să privească această lecție de acasă. Sperăm ca situația epidemiologică să ne permită implementarea primului model, deoarece cu toții dorim să revenim la învățământul tradițional. Instituțiile de învățământ din localitate sunt pregătite în mare parte pentru sosirea elevilor. Clasele sunt amenajate conform cerințelor și cu respectarea tuturor normelor sanitare. Acest an de studii este altfel, susține directorul liceului Ștefan cel Mare din Drochia, Svetlana Capcelea. Anul de studii 2020-2021, care amuș ne pășește pragul, va fi deosebit, desigur, cât de toți ceilalți ani, prin un specific aparte. Fiecare instituție de învățământ este acum la acea etapă de pregătire către noul an de studii și de a lua o decizie importantă, cum începem un nou an de studii. Instituția noastră are un specific aparte prin faptul că spațiul care îl are clădirea ne permite să asigurăm acele condiții care ni se impun în acest an de studii, adică asigurarea acelei distanțe sociale pentru copii. Avem mai multe intrări în instituție care iarăși ne-ar permite ca separat pe cicluri de clase, fiecare treaptă, deci să se intre separat. Fiecare sală de clasă este asigurată cu lavoar, cu apă, unde copilașii să-și poată spăla mânuțele de câte ori va fi necesar. Vorbesc și de sistema de WC-uri care este în instituție și suntem acum și la etapa de reparație a încă câteva încăperi pentru ca copiii iarăși să aibă la fiecare etaj WC-ul, să nu fie nevoiți să se intersecteze pe coridoare. Copiii vor sta în clasa sa și va circula profesorul. Noi optăm inițial pentru modelul 2, adică învățarea în două schimburi, anume din considerentul că avem mulți elevi în școală. În dependență de modelele de studii alese de către administrațiile instituțiilor în comun acord cu cadrele didactice, părinții și elevii, vor fi întreprinse măsuri necesare de autorități pentru accesul tuturor elevilor la studii de calitate. Modelul 3 și modelul 2, care prevăd și ore la distanță, noi acum, în această perioadă, merg studiile pentru formatorii raionali care o să pregătească cadre didactice pentru activitatea online, adică cu calculator pe noi platforme, și totodată
Avem promisiunea de la Ministerul Educației care acum în contact cu organizațiile internaționale procură mijloace TIC pentru a fi acordate școlilor. Totodată discutăm la nivel de Consiliul Raional cu domnul președinte și vrem la următoarea sesie să înaintăm o propunere pentru a procura mijloace TIC, adică calculatoare, atât pentru instituțiile de învățământ care vor fi date în exploatare cadrul didactic, cât și elevilor care n-au. Totodată a fost lansat de către Ministerul Educației un program Donează un calculator școlii. Cu părere de rău, în raionul Drotea n-am avut oferte până când la școli n-au pervenit informații că cineva solicitat să doneze calculatoare care ulterior să fie redacționate copiilor și cadrelor didactice. În raionul Drochia sunt 35 instituții de învățământ care sunt frecventate de aproximativ 7200 elevi, instruiți de 700 de cadre didactice. Victoria Conea, Roman Gonciaruc, TV Drochia. Doamnelor și domnilor, aici încheiem buletinul de știri, vă mulțumim pentru atenție. Dacă ați fost martorul unor evenimente care pot deveni știre, apelați la numărul de telefon 0900-20333 sau lăsați-ne un mesaj pe pagina noastră oficială de Facebook Drochia TV. Sunt Victoria Conea, toate bune!